Săptămânal, polițiștii suceveni organizează acțiuni cu utilizarea autospecialelor neinscripționate și cu tehnici video pe raza întregului județ pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Acțiunile au în principal rol preventiv și de responsabilizare a participanților la trafic, însă pentru identificarea celor care încalcă legea și pun în pericol viața și integritatea fizică a persoanelor. În doar 2 ore, în acțiunea de miercuri, au fost reținute de către polițiștii suceveni peste 20 de permise de conducere și au mai aplicat și 10 sancțiuni contravenționale la regimul rutier. Timp de 2 zile, ne referim în datele de 11 și 12 august, în baza unui plan național al Poliției Române, implementat la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, pe raza întregii țări și, bineînțeles, și pe raza județului Suceava, se organizează activități tip blitz, mă refer la activități cu o durată de maxim 1 oră și jumătate, 2, în care sunt vizate principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave. Planul și activitățile au început în această dimineață la nivelul județului Suceava, între orele 7:30-9:30, atunci când s-a acționat preponderent pentru o cauză care în ultima perioadă a produs destul de multe accidente grave pe raza județului Suceava. Ne referim la evenimente rutiere cu implicarea pietonilor. Au fost vizate atât neacordarea de prioritate de trecere pietonilor de către șoferi, dar și indisciplina pietonală prin traversarea neregulamentară sau plasarea pe șosea persoanelor. Reamintim faptul că de la începutul acestui an, doar în județul Suceava au fost peste 100 de accidente rutiere grave, însă, din păcate, numărul persoanelor decedate este în creștere și în acest an în comparație cu perioada trecută. 25 de accidente rutiere grave cu implicarea pietonilor. În 70 cazuri, pietonii au fost cei care au traversat neregulamentare, iar în alte 8 cazuri, pietonii au fost victime ale neacordării de prioritate. În doar 2 ore de acțiune, pe principalele tronsoane și în special pe area localităților, au fost ridicate 20 de permise de conducere pe neacordare de prioritate, dar au fost aplicate și peste 100 de sancțiuni contravenționare, marea lor majoritate pietonilor pentru traversare neregulamentară, dar și șoferilor pentru neacordare de prioritate sau alte abateri pe care le-au săvârșit. Acțiunile nu se opresc aici, continuă în această zi cu activitate în sistem integrat, complexă, împreună cu polițiștii de la Poliția Transporturi. În zona trecerilor la nivel cu calea ferată, ulterior, în cursul zilei de mâine, între aceleași intervale, 7:30-9:30 și ulterior în partea a doua zile între orele 17 și 19, urmând a se acționa pe alte cauze generatoare de accidente rutiere grave, ne referim la viteză excesivă și consum de alcool.